Deci acum n-a terminat să-i facă acoperișul ăla ca lume. Ia uitați Catedrala Neamului. O vedeți? Ia uitați. Cât de mare e. Banii aruncați în aer. Banii care s-au făcut, au fost alocați acestei catedrale, cred că... Asta este Catedrala Neamului? Da, tati. Aici a avut loc, sau... Aici câți bani au fost alocați pentru această clădire? Cred că se făceau o grămadă spitale, se făceau autostrăzi, se făceau o grămadă, făceai. O grămadă. În schimb, ai noștri au dat o grămadă fonduri către această catedrală. Da. Nu era de ajuns că ne-a făcut. Nu era de ajuns că ne-a făcut ce au știți cu cea mai mare clădire din Europa. Din lume, din aolo, ce soare destabilizator. Da, frumos acest soare. Da, să mutăm camera invers, că soarele acesta ne destabilizează. Lucrează ăștia cu soarele ăsta, poți să faci un mare accident pe aici. Oh my god. Da, dar nu mai vorbesc că mă bat? Păi vorbești de multe ori prost și chiar mai îmi vine să-ți mai dau câte una după ceafă când vorbești așa prost. Să-mi dai o palmă cu piciorul. Îți dau o palmă cu piciorul, da, ai dreptate. Știi tu cum se dau palmele cu piciorul, nu? Nu. Trebuie să te duci și pe tine la niște antrenamente. Și trecem și pe lângă Casa Poporului. Da. Dacă nu o prinde noi slujba de la început, important e că ne ducem. Important e că ne ducem. Ia uite așa ce veni. Pe timp de noapte e frumos să vedem fântânile astea. Adevărul că eu de când nu mai lucrez... Ca taxi? Ca și taximetrist, ca completat băiatul meu. Nu prea mai am avut așa ocazia să mai... Nu mi-ai mai fost un taxi de 3 ani. Nu, de vreo jumătate de ani așa. Adică de 6 ani. Ia uite băi, de când n-am mai fost pe aici și pe partea cealaltă a dat drumul la fântâni. Da, mamă, magazinul Unirii. Nu avem apă aici, nu? Nu avem apă. Mamă, mor de sete. Mor de sete? Am mâncat ceva dulcești. Stai că mă duc repede la porbagaj, că văd că este roșu, să-ți iau din porbagaj. Alcalia, da? Nu știu că ți-am cumpărat un bax de apă de asta ca să ai pentru la școală? Asta e apă naturală plată, nu? Apă naturală plată, da. De la țară,
este bun. N-are calcar, nu? N-are calcar, ca aia de care curge la robinet. Bă, să nu dai pe tine. Așa e dimineața cu soarele ăsta. Ei răsare soarele ăsta, îți vine tot soarele în ochi. După ce mergem la Cernica, o să-mi scot băiețelul la un KFC. What? Sau nu vrei? Da, mai mâncat eu KFC acum, hai să luăm. Da? Da, nu. Da, pentru la 12, nu. Păi până terminăm noi cu biserica, se face 12, tati. O să ne mai plimbăm pe acolo, pe malul lacului, o să mai vizităm. Cât ține, vreo 3 ore? Ce? Slujba? Da, așa ține. O să... Până pe la 12, deci noi ajungem pe la 8. Ora, o... Dar ai voie să stai pe telefon la slujba, nu? Nu, biserica, să nu te plimbi cu telefonul, că... Că mănânc jale? Da, e mare, jale. La biserică n-ai voie să mă bat, să știi. Păi n-am voie, dar o să țin minte ce ai făcut la biserică și acasă o să mă răzbun. O să-ți dau... Atunci, hai că mai am joc și eu Brawl Stars, să n-ai da. Timp să te duci la biserică. Să venim la biserică. Deci ai nebunit cu Brawl Stars-ul ăsta. A ce crezi că Brawl Stars e un joc nașpa? Da. Un joc, da, foarte nașpa. Brawl Stars-ul e un joc... De soarele ăsta e enervant rău de tot. După amiază cred că o să ne aducem și în parc, să și așa mingea aia de basket în portbagaj. Mergem în parc? Să mai facem și noi niște aruncări la nu, coș. Nu, astăzi nu mergem. Nu vrei? De ce? Uai, acum vrei. Chiar mi-a bătut soarele ăla și am când... Am de învățat. Ai de învățat? Păi. Chiar te gândești tu la învățat? Da? Da, acum vine iar soarli. A, uite, am ajuns și în pe Decebal. Aici să nu mai terase de alea de fițe. Wow. Da. Iar era aproape să o prești. Bulevardul Decebal. Bulevardul Decebal, unde sunt numai terase de fițe. Piața Orepore. Max Bet, vrei să mergi la Max Bet, tata? Vrei să jucăm și noi, poate mai câștigăm niște bani? Care? Da. Voi nu știți să faceți și că aveți un cara de ca
fi rost tare să mai o luăm pe Maior Coravu sau să intrăm pe partea alta, o luăm tot înainte pe Basarabia. WhatsApp. Și o ținem până în capăt. După aceea facem stânga pe WhatsApp. Național Arena, cel mai mare stadion, dar nu cel mai frumos. Voi știți care e cel mai frumos stadion? Stadionul Ghencea. Național Arena e cel mai mare și stadionul Ghencea e cel mai frumos. Da. Ține minte că sfârșitul nu-i aici. Nu-i aici. Ține minte că sfârșitul. Cine a cântat asta? Asta nu știu cine cântă, Florian Pitiș. Nu știu de chimă de aceea care am ascultat. Nu-i aici. Păi ce mă melodia, nu e nimic. Ține minte că sfârșitul nu-i aici. Nu-i aici. Hai, lopotulele. Să vedem unde să mai joace puturile astea de la FCSB acum când îl închide stadionul. A câștigat FCSB, tati. Dă-i dreacu, dă-i, pe cine a bătut? Pe aia după ultimul loc, de-abia a bătut. Nu-i minte că sfârșitul nu-i aici. Ne minte că sfârșitul nu-i aici. Nu-i aici. Vrei să mănânci? Mâncare făcută de Dumnezeu, nu? Care este mâncarea făcută de Dumnezeu, nu? Colivă, ce vrei să mănânci? Colivă, frate. Au colivă la biserică. Păi mai se duce lumea cu colivă, dar eu știu da, că nu... Da, la biserică există mâncăruri. Păi se duce lumea, tati, de... Dar nu prea mănânc eu colivă de la oricine. What? Păi... Cred că odată când o să am o bună dispoziție de asta, o să-ți facă tati colivă. Furnici, ține minte că sfârșitul nu-i aici. Nu. Ce voce avea omul ăsta, băi, de ce? Păi nu mai trăiește Florian Pitiș, tati. Păi e ceva timp de când am murit. Era născut. Da, erai. În 2011. Nu, sunt mai mulți, cred că sunt vreo... 7 ani? Vreo 10, cred că sunt. Am murit în 2009, așa. 2008, 2007. Dacă tu ai 12 ani, cum? Și am zis că sunt vreo 10 ani? E, vreo 10 și ceva. În 2011. Oricum, sunt până în 10 ani de când am murit. Și era și tânăr, nu era așa, poți, n-avea 60 ceva de ani. Pepe, da. E cumva melodia aceea nouă care au ascultat-o?
Pepe tocmai a divorțat. Florian Pitiș. Ia, dă și tu un search pe Google dacă tu te interesează și spunem sigur. Nu ce... Mama a murit pe 5 august 2007. Deci am vins, cum vezi, peste 10 ani. 2007? 5 august 2007. Deci... avea 64 de ani. Ia uite, mă, de când am mai trecut pe aici, s-a făcut rond pe aici spre... Da, 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 este. Nu este bine la rond. Nici am făcut. S-a schimbat ceva. Am tăiat Bucureștiul de la cap la... Păi noi stăm tot în capătul ăla altul și am ajuns în capătul ăsta altul. Ia uite, a făcut Dedemar pe aici. Aici suntem în sectorul 3. Pierdem și noi vreo sfert de oră din... Tu știu de la ce? Cam așa, da. A, păi toate limonul ia. A, și stai să mă urci și eu la Ilfov Covid. Poți mă la Ilfov Covid? Uită-te că ne-au zăpăcit ăștia cu Ilfov Covid. Hai, hai! Ilfov Covid. Yay! A fumat incideză 7, crezi tu? Măzburele, incidență 4,99. Iuhu, este 5, tati. Incidența la Măgurele este 5. Da. Sunt fericit. Ești fericit? Hai că gata, de săptămâna viitoare, că în octombrie gata, ieșim. Știm. Că plante limon. Crezi că o să-l găsim pe Mukbang România? Pe Mukbang România? Asta aici, în patenii. Da, să ne mai învățim și pe noi ce să mâncăm? Automat, că mâncarea românească e una bună. Ce vrei să ne oprim pe aici? Vrei să luăm noul Double Gold Caramel Billionaire? Păi, copii, pentru moment... Pentru moment... Pentru un moment ne oprim puțin la benzinărie aici și vom reveni cu un nou vlog când ajungem la... Ah, dar de ce? Da. Ia uite ce frumos e pe aici. Este chiar biserică, dar aici aveți, aici aveți. Nu. Ia uite, frate. Uitați cât de frumos au făcut aici. Ia uite că-ți folosesc. Știi, oamenii ăștia locuiesc aici, în pate limon. GoPro, am uitat să-l iau. De ce? Ca să filmez la biserică? Da. Băi, n-ai voie să filmez la biserică. La biserică n-ai voie să filmez, trebuie să asculti.
Păi nu filmam în biserică, mă. Filmez și aici. Că da. Când sunt de la biserică, acolo trebuie să ascult, nu te lasă. Eu știi că m-am uitat la Petre Octavian când filma. El a vrut să filmeze biserica și a zis, și a zis mă, că nu, n-aveți voie. S-a spus, dar știu să văd. Pe pișoare. Pe pișoare. Pe picioare. Pișoare. Aha. No, e... Deci am ajuns la Mănăstirea Cern. Trebuie să luăm și mască. Crezi tu că ne trebuie mască? Trebuie. Ia să vedem, eu am vreo mască pe aici, fără... Nu, de aici, uite. Uite, eu am asta. Eu am o mască, am găsit. Ai o mască? Da, ăștia la biserică nu ne obligă să punem mască. Știu. Dar totuși e important să pus mască. Da. Oamenii în vârstă vor mască la biserică. Da. De COVID, gata. E să-i vedem la viața lor. Deci o să ne vedem mai târziu. Acum mergem la... Da, hai să filmăm puțin pe aici până la biserică. Ce? Da, să vedem. Mai am ceva de băgat pe aici, nu mai am. Dacă vrei, ia-ți apa cu tine. Păi eu mănânc o vrige aici. Pizza, covrigei, plăcita. Aia mâncăm după ce... De fond. Auzi, dau o toaletă aici. Uitați, dar eu am luat GoPro ăla sau l-am uitat acasă? L-ai uitat acasă? Nu l-am luat, nu? Ia să mă uit în spate acolo. Ce? Nu, tu știi de s-a schimbat. Na, am uitat să iau. S-a schimbat, nu? Ce să schimbe, mă? Tu de unde știi, mă? Păi tu n-ai mai fost aici la Cernica de când erai 5-6 ani. De unde sunt? Mai ții tu minte? Bine, cred că pe aici nu s-a schimbat. Eu nu mai știu, nu m-a fost de aici. Uite, vezi, aici ați făcut, uite, dar asta e schimbat aici. Da, e schimbată? Bă, tati. Făcut un fel de... Până la toaletă. Uite, acolo e toaletă, nu? Da. La toaletă? Ați făcut la toaletă? Du-te. Până aici? Hai, uite repede pe partea alaltă.
frumos când se aud așa păsărelele, liniște. Haide, hai că-i târziu. Aici? Biserica aia grea. Uite, mai era o toaletă și în partea asta aici. Vezi? Da, ce crezi că s-a schimbat ceva aici? Adică, uite, tufișele astea. Tufișele sau tufișurile? Sunt deștept. Tufișurile. Deci, nu aveți voi ținută indecentă, n-ai voie să accesul interzis cu animale, n-ai voie să folosești telefonul. Nu folosesc telefonul. Nu se fac cazări la mănăstire. Adică să purtăm mască? Totuși e bine să purtăm. Când am mai fost atunci cu tine, ți-am făcut cu măta poză, uite acolo ți-am făcut, vezi? Chiar acolo, la... La trăiță acolo. Auzi. Mai ții minte, nu mai ții minte? Nu. Ți-am făcut poză acolo cu ea. Hai. Doamne ajută. Înainte de întoarcerea la Efes, ai scris celor din ostrogul Patmos Evanghelia lui Hristos și înfricoșitoarele vedenile alea în Sfântului. Hai că pun aici, că nu ne las. Deci ne revedem mai târziu la un nou vlog. Tocmai am ajuns la mănăstire. Ne vedem mai târziu la un nou vlog. Deci nu uitați să vă abonați la Cristi TV. Vă mulțumesc!